Hei, salut prieteni! Azi postez primul videoclip legat de mașini din acest an. Hai să facem 50 de like-uri la acest video ca să urmeze altul și mai forță. Gata cu vorbăreala și să-i dăm drumul. 1. Fiat 500. Va exista un nou Fiat 500 și în anul 2020, iar Fiat a confirmat că viitorul model va fi mult mai luxos și disponibil doar ca mașina electrică. În schimb, va păstra dimensiunea compactă, dar va oferi mult mai mult spațiu interior și tehnologie. Va costa mai mult decât mașina actuală, însă Fiat a lansat multe modele ediție specială 500, care au tendința de a fi mult mai scumpe decât versiunile de bază. 2. Seat Elborn. Seat va apărea în anul 2020 ca prima mașină electrică. Bazat pe modelul Volkswagen ID, Seat Elborn va avea o atmosferă sportivă și va putea atinge până la 260 km pe oră. Va avea o mărime similară a hatchback-ului Seat Leon, dar va fi mai spațioasă datorită lipsei motorului și a evacuării. 3. Audi Q4 e-tron. Audi a prezentat cel de-al doilea SUV electric la salonul auto de la Geneva, înainte de lansarea mașinii. Q4 e-tron va avea o dimensiune similară cu Audi Q3 și ar trebui să fie mult mai accesibil decât e-tronul de 70.000 de lire sterline. Acest model de mașini va fi capabil să se reîncarce până la 80% în aproximativ 30 de minute cu un încărcător rapid. Îmbunătățirile care sunt opționale pentru e-tron vor fi disponibile la un cost suplimentar. 4. Mazda CX-30. Mazda lansează un al treilea SUV în gama sa. Mai mare decât modelul CX-3 și mai mic decât modelul CX-5, CX-30 este un SUV de dimensiuni familiale și va concura cu Ford Kuga și Skoda Karoq. Gama motorului va fi în cea mai mare parte benzină, dar Mazda promite că va avea eficiența unui motor diesel datorită unor tehnologii inteligente. Dispune de același limbaj de design Kodo ca și alte modele Mazda. 5. Alfa Romeo Tonale. Alfa Romeo va ieși pe piața cu un SUV surprinzător pe care l-a făcut deja cunoscut la salonul auto de la Geneva. Mai mic decât Stelvio, Tonale, numit și după o trecere de munte italiană, va fi disponibil cu puterea unui hibrid. Și acestea fiind spuse, gata și cu videoclipul de azi. Sper să vă fi plăcut. Dacă da, nu uita de like și să te abonezi ca să fii la curent cu noile videoclipuri. A și nu uita de follow pe Instagram. Până data viitoare, eu am fost Bogdan, la revedere!